Anastasio! 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 Anastasio, tată! Ei, cum e? Anastasio! Doamne, dar ce vrei? Dar nu sunt fraților, voi citi și cu urechile? Eu în ceas te stric. Ia să stăm noi de vorbă. Nu ai mai din neaur că Luca... De la fabrică tot vine direct la noi. Nu asta, eu altceva vreau să zic. Luca... Spune, omule verde, ce vrei? Mi-e drag de Luca, mă. Și mie mi-e rău de vorba și eu, sărac. Of, dar e rău să aibă omul numai o fată de măritat. Eram sigură că o să spui o prostie. Mă gândesc la vorba și în săracul. Să nu-l mai plimbi pe aici pe la. Mare păcat îți faci. Iar încep, tată. Încep, mă. Încep, că eu n-am inimă de câine, așa să știi. Of, mama, așa făcea. Și plângea Anastasio. Tu l-ai pălmuit? Să pălmuiești un om care plânge ca și cum ai scuipa o icoană, Anastasio. Că omul care plânge e icoană. Acum îmi pare rău. Dar atunci când l-am pălmuit, era beat ca un porc, tată. Era beat și m-a prins de mână. Ei, se îmbătase să prindă curaj. M-a prins de mână. Știi tu ce a încercat să facă? Ei, mare scofală că a prins-o vorbașin pe Anastasia de mână. Câți n-o fi prins-o pe frosa mea de mână cât a fost ea fată mare? Ei, dar nu-l pălmuiam, tată. Eu nu-s Paraschiva să mă tăvălesc cu el prin iarba șanțurilor. Așa că n-am scuipat o icoană. Am dat cu piciorul într-un bețiv, un ucigaș. Un ucigaș, Anastasio? Inimă de copil. Ei, ia-l și pupă-l atunci. Ia-ți o fată de suflet și fă-l cinere. Pe mine cred că n-ai de gând să mă pălmuiești acum. Să mă lași în pace. Mie mi-e drag, Luca. Și nu mai vreau să știu de nimeni. Luca e norocul și fericirea mea de mâine. Culpa și doar sărăcia, bătăile și oftica mă așteaptă lângă el. La urma urmei, prost sunt eu că mă amestec. Păi ce vrei, fată? Da, ascultă la mine. Palma pe care o dai nu rămâne pe brazul unui iar de-o primește. Se întoarce când cu gândul nu gândești. Mai grea și mai osturătoare. Da. Poate că ai dreptate și mă tare. Dar ce să faci? Ca să te ferești de câini, pui mâna pe piatră și dai. Drag mi-ar fi de femeile și domnișoarele din Mahala. Că drag mi-e de oricine pe lumea asta. Dar prea smurdare și leneșe. Prea zbețive. Dar ce-o fi cu Luca ăsta de numai bine? O fi trecut Paraschiva spre barieră? Mai adineaur, era măscuită ca o băiață de viclăim. A, ce? Ce? Ei, nu. Mi s-a părut că văd ceva. Blândă! Să fiu blândă! Era mama dracului de lume, că nu mă lasă să fiu blândă! Ce mai fi și asta, Anastasio? A patra seară de când ies în cale. Uite-te să-i vezi! O coltonugesc pe Paraschiva! Nu lua apă dacă... Ascultă-mă pe mine! Nu că e băiat fiul timp, stă de vorbă cu oricine. Că Paraschiva are gândul dracului, asta e altceva. O calc în picioare. Paraschivo! Mă lua cu Ana Sâna că iar dai cu ăștia în gât. Da. Păi așa prost îmi crezi tu pe Luca, mă? Și înapoi dacă ar fi prost, parcă e singurul Flăcău. Da, așa-i, tată. Îmi rămâne vulpașin, nu? În oră de care îți prostesc. Puși de noroc. Pardon că vă supăr. E voie? Pardon că nu ne superi. Mă rog, mă tare poftim, ne face cinste. Am venit să vă spun că Luca e la barieră de vorbă cu... Ce țiești cu gelozia asta, măi, vecine? Nu face pe nebuna Paraschiva că tare mic o să ieși schiloada din povestea asta. Știi ce? Să nu mă pui martur? N-am văzut, n-am auzit nimic. Paraschivo? Ce faci, Paraschivo?
Sunt prea mândră ca să fiu geloasă că pe una ca tine. Și prea tare ca să mă tem de una ca tine. Dar bagă de seamă, Paraschivo. Ca pe o soră, te rog, bagă de seamă. Pentru că al tău nu ține nimeni de mânecă, surioară. Dacă mă iubește, minți! Luca nu poate iubi o lepădătură, ca tine o întinzătură. E, dar nu știu, măi, e surioară. Tu ești amanta lui Luca, minți! Eu amanta lui Marin Surtu și până una alta, amândouă suntem două domnișoare cum se cade. Mai bine, hai să vorbim despre Luca. Paraschiv, nu încerca. Nu ieși în calea frinței. Au, în coale! Că ușor să fii. Ușor vei să te calc în picioare și te sluțesc. Dar nu te calc în picioare și nici nu te sluțesc, surioară. Au, Luca, mă dai! Eu mama din groapă, te rog. Luca! Lăsă-mi pe Luca. Asta și eu. Luca! Strânge! Luca! Am să te orbesc cu vitriol! Mâna-mi răfuie! Luca! S-a lăudat în lume pe te fură de lângă mine. E proastă, nu mai pune temei pe vorba aia, Anastasio. Patru sel la rând cu Paraschiva. E o copilărie să fii scoată. Știi cu cine avem de-a face, Anastasio. Luca, dar tu ești soarele și Dumnezeul meu. Iar cățeaua asta de mahala vrea să mi te fure. M-ar omorâ Luca. M-ar da la fund. Fă-ți pomană și fie-ți milă de mine. Iar nu-și fata cu mintețea asta. Ține minte că sunt 15 ani de când am luat de mână Anastasio. 15 ani. Mă bătuse vulpașii pe Maida, mai știi? Toate faimanale râdeau de lacrimile mele și singura care a venit să mă liniștească, să mă mângâie cine a fost. Tu. Mai ții minte? Da. 15 ani, Anastasio, pe care nu-i poate uita nimeni de dragul unei Paraschive. Sunt un vieton ca toți ceilalți, dar zău. Nu ești vrăjitor, mă, Luca. Ziua când stau singură și mă gândesc la tine, parcă prin puteri de uriaș. Și aș fi în stare să mă iau de piept cu toată mahalaua. Dar lângă tine mă simt mică și slabă. Te prinde că altfel te las săracă de o veste bună, Anastasia. Gata, sunt cu mine. Și nu mai plângi? Nu mai zic nimic. Bine, uite. Am dat ultima dată la casă. La mobilă. Am dat... Da? Ai dat ultima dată la mobilă? Luca, dar nu mi-ai zis nimic până acum. Și cum o să ne mutăm noi acolo în casă nouă? De luni ne căutăm casă și te muți acolo cu nenea în o vreme. Și după cununie o să vin și eu. Păi și cum? Până la cununie tu nu te muți cu noi? Păi cum? Dar Paraschiva ce-ar putea să spui eu? E, mult o să ne pese în orice începe Paraschiva. Anastasio. Dar lumea pe aici știi că ei cred că sunt amanta ta, că vin noapte pe ascuns. Cu cine ai drăznit? Luca, mie mi-e frică de lume. Eu înțeleg că la urma urmei, mă rog, voi bărbați, aveți nevoie și... Nu mai vorbi copilării. Să știi că eu nu mă dau în lături. Să știi că dacă mai vorbești prăpăți din măscol și plec. Dar mi-e frică, Luca, mi-e frică. Noroc al meu nu se găsește pe toate drumurile și asta o știe una ca Paraschiva. Dar hai mai bine să nu mai vorbim nici de Paraschiva, nici de nimic. Spune mai bine cum o să fie acolo în casă la noi. Nu e așa că nu o să mai fie nici mizerie, nici noroi și nici întuneric ca pe aici. Fată bună și necazuri sunt peste tot necazuri. Dar ce-mi pasă mie de necazuri? Numai dușman să nu mai fie. Să nu mai simt în ochi ca aici. Că pe acolo e mai multă lumină. Mai multă curățenie și mai puțină mizerie. Eu mă simt ca în ochi aici. Luca. Nu vezi că toți mă dușmănesc? Și ei simt că sunt străină de inima lor. Și adică vedem de mine, dar că ăștia după ce te dușmănesc. Iar ai băut. Asta nu e treaba ta. Să rămâna, nene. Ah, puiule. Eu nu-mi faci astea bun. Tu ar trebui să fii copilul meu, mă. Nu ea care spui pe icoane. Ai auzit? Tu ar trebui să fii copilul meu. E cum văd eu, ar trebui să punem la post și să facă mătănii, așa, nene? Mă, să știi că omul care plânge icoană, mă, i-a scuipat o icoană. Leagă gura, tată! Mai bine ar fi să te curzi, nene, ești obosit. A,
cum înțeleg eu cine ți-a dat să bei și cine te-a adus acasă? Să știi că gura pe care, să știi că icoana pe care ai promit-o tu, eu am sărutat-o în seara asta. Vulpașin, nu? Vulpașin. Luca, du-te, te rog, că nu vreau să afli mine, vreau să rămân o taină. Ioane, nene. Nu, are dreptate. Fii cu minte, fii cu ea cu minte și du-te acasă. O să vorbesc și eu cu tine mâine, dar acum fii cu minte și du-te acasă. Nu te supăra, nu te dăm afară. Cum văd eu mă dai afară, Ioane, nene. De 15 ani niciodată nu... Te mă uit la voi și... Taină, Luca. Dacă vreau să rămân o taină pentru tine. Nu plec de niciun chip. Dacă e vorba de primești, vreau să fiu lângă voi. Dacă e vorba de taină, rămân. Fie. Intră, domnule Vulpașil. L-a pălmuit, Luca. L-a pălmuit. Vulpașil plângea și Nastasia l-a pălmuit. Gura, tată, gura. E vorba să vă supăr eu. Domnule Vulpașin, vă rog, nu latră nimeni, nu-și ia nimeni nasul la purtare, admite. Dar spune, domnule Vulpașin, te ascultăm. Luca, treci dincolo, că spui eu pe urmă ce-a fost. Și dumneata, hai, du-te acolo. Mă, puiule, mă, să rămân, mă, mă duc aminte acum 15 ani, era atât din cam aproape. Ce vrei? Am venit ca să cer de nevastă. Bine, frumos. Că ai venit ca un om cum se cade să mă cer de nevastă. Ca un om cum se cade, îți răspund. Ia-ți nădejdea de la mine că peste 2 săptămâni voi fi nevasta lui Luca. Peste 2 săptămâni? Adevărat, nu. Fiecare cu norocul lui, domnule Vulpașin, îmi pare rău. La Sfântul de la Mitropolie de mi-o cer o fur de sub ochii popilor și ți-o aduc. Luca ar fi în stare să fure, să omoare sau să se omoare? Ce vorbă e asta? Eu fur, omor sau mă omor, numai așa ca să-ți arăt cât îmi ești de dragă. Pe câtă vreme, Luca, atunci, frumos lucru să faceți, surătoare peste 2 săptămâni. Eu, inima asta mea, dar nu te-ai gândit? Nu te-ai gândit? Vreți să faceți nuntă, să jucați pe inima mea, da? Să-mi o tăvăliți în praf. Frumos lucru, să fie ginere, da? O să-i șadă bine. E vorba că până atunci să-ți înferești? O, tot câine rămâne. 7 mahalale tremură de frica mea! Nu trebuie să nu faci pe și nimic. Dacă le mor! Da, 7 mahalale! Hai, dă-l, dragiosul! Mamă, mamă! Și ăsta e oamenii, că nu mai înțeleg nimic. Bă, ia la bărbăi, mă! Ia la bărbăi, mă! Bună, Stasiu! Zic bă, da, proste, închide și zic bă, da, proste, Luca, puiule! Că palmele la Stasiei, pe unul din noi ne-a vânat la colivă, mă! Mamă, mamă! Ramadiza strâncenată
mar. E cineva? Parcă m-am auzit pași. Acolo, la ușa cărciului. Hai, că nu știu ce-i cu mine. Mă simt așa mică și slabă. Hai, lasă că mă duc eu singură de aici. Da? Că dau mai puțin. Nu mai vine. Sau dacă vii, rămâi la noi, Luca. Asta, sigur. În mahalaua asta mă cunosc de potrivă și câinii și oamenii. Câinii mi se cudură la picioare și oamenii... De oameni să te ferești, Luca. Mi-e milă de oameni ăsta, sigur. Oamenii sunt Paraschiva și Vulpașin. Tocmai de Vulpașin e milă. Ce câine-i Vulpașin ăsta? Câine! Ai auzit? Ai auzit? Hai, nu-i nu știu ce-i cu mine. Anastasia, câine! Capul al dracu de prost! Câine, mă, câine! Iane! Jenica! Uile! Ce vrei? Deci acum ce mă lași ca un nerecunoscător? Eu? Du-mă măcar până acasă! Eu? Dar ce am băut gaz? Adică tare mă să zică... Lasă că ai să mă mai rui dumneata și eu n-am să mai... Eu să te rog pe tine. Hai că... Dar ce ai uitat la dineaul? Hai, leagă-ți gura, leagă-ți gura că îmi bătur strada pe aici cu tine. Cum e? Ai tu curaj? Să-mi iți-am în rochii din cap colarele! Oh, firaia! Mărmie! Mărmie! Oh, Jenica, puiule! L-ai plecat? Mama. Care este acolo, mă? Ar fi tot una. A. Două țigare și mie, cum o frige plâns în coș. Mama, dar ești. Să nu te sper dacă... Stai aici. Cine nu te cunoaște pe matale? Ia. Ce-a fost asta? Ce? Asta? Nuntă. Și-a vrut? Dacă a vrut, bă, bine că nu. Și atunci? Cu ce ai vrut? Cu ce era spă? Ferice de tine, bă, că poți să dai într-o muiere. El nu cât îți dă mare nimic. Hai să te înveți și matale, nene. Ele singure te învață să le bați. Ascultă-mă pe mine. Eu sunt la a noua ibovnică. Făbuna am iubit-o și m-a bătut. De atunci m-am învățat minte. Le cotonogesc. Și dacă să zicem un are un ibovnic și... Dacă are un ibovnic, atunci... Uite, cum să spun. Iată. Acum vreo 3 ani, aveam altă meserie. Era șofer pe camion la Neaghiță Plumb. Și într-o seară veneam de la Belu, la pasul calului. Și pe ferentari, făceam eu așa, era un buștean în mijlocul drumului. Zic, ce să fac să trec peste el? Mă răspuneam, hopa, în șanță. Zic, nu. Cobor și dau bușteanul la o parte. După aia trec. Și? Atât. Ce lucru dracului e inima, bă? Mai vreau să mă arunc în fața trenului și acum...
și acum. Noapte bună! Dar ce se întâmplă, Anastasia?
Bagă mult, Slavic, zile să bagi. Așa, Anastasio, ce mai vreau. E bine, vei, dacă e mort, e și muzică, Anastasio. Să cânte muzica. Tigane, umflă pe joace și suflă în instrument, auzi? Dimineața Luca! Luca! Nu ăsta! Tădăjduiam să ies în lumină surioarelor și m-a cuprins întuneric de moarte. Tădăjduiam să crească aripi surioarelor. Dar acum nu mai pot. Nu mai cabe plânsul în mine, surioarelor. Nu mai avem de ce să ne dușim. Nu mai sunt mândră, surioare. Tu, bă, dracule, că se preface de ochii lumii. Dacă noi două aveam o răfuială, surioară, o amânam pe altă dată. Luca era soarele și Dumnezeul meu. Era soarele și Dumnezeul. Dacă era Dumnezeu tău, de ce nu te omori, auzi? Omoară-te! 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 Nu încă! Aoleu, ar mai ajunge fiar de mine, dar și-a făcut pomana asta. Condolenițele noastre de cine? Condolenițe. V-am căutat pe acasă să vă spun condolenițele noastre. Ieși afară! Ieși afară, amândouă! Ieși afară! Fără dură! Ai fost? Fost. Și? N-am dat-o cu el. Am vrut să dau că-l făr mama. Rămână-l de viu. Lasă prostile că mă chinui. Hai, spune ce a zis. I-am trimis vorba cum i-a zis. Așa. I-a zis. După și ne. Anastasia e singură și... Ion Sorcova e neputincios. Nu poate alerga după treburi în toate părțile. Și... Anastasia Vâlbașine, te știe om săritor la nevoie și te cheamă. Te roagă să vii să o ajuți. Ce? A trimis vorba că vine. Așa. Să rămână imunitatea. Mi se adună puterile. Mi se adună puterile când mă gândesc la Vâlbașine. Să nu umflim pe aici! Să nu-mi plimb pe aici că fac moarte de om! Dar până mă ierți era milă de el. Că știam pe mâini de tine și-l vedeam plângând. Dar acum, nu că am mort și... 15 ani! Să rămână nene! Au stun asta, Stiu! Să rămână nene! Și acum am mort! Să nu-mi plimb de vorba și pe aici că mi se face negru genul gură și-l dau pe una, procurând, dar ai auzit? Să nu... Lasă că te leg la gură, tată! Dumnezeu să-l iert. Ce cauți aici? Că n-a fost eu, că-l... M-a trimis Vâlbașin. Ieși afară, să vie el! Nu poate, nu poate, doamnă, nu poate. Zău așa, a zis că... că are frigul și e băgat în pat cu temperatură, nu poate să vie. Dar mi-a zis că dacă vreți să-i spuneți ceva, că eu tot am venit. Spune așa. Că Anastasia îi pare rău că ești bolnav. V-a zis că dacă vreți să... cu bani, dacă... Pare... Altceva, nimic, hai. Lasă-ne în pace. Bine. Bine. La urma urmei, totul cu un păcat și păgubașul cu mie. Că Vâlbașinul nu își punea pe Luca, asta nu cabe îndoială. Acum când îl știu pe Vâlbașin, tremurând sub pătură și bolnav, mai de neaori mă necăjisem pe el și plânam și fulgeram. Dar acum, iar, să stăm noi strâng, Anastasiu, și să judecăm drept. Ai avea tu inimă să-l îngropi pe Vâlbașin, în loc de numai așa pentru o bănuială? O dovadă cât de mică să avem și o vindecame de friguri. Dar așa pe vânt, nu pot, nu putem, Anastasiu. Ce-i asta? Dovada. Era lângă Luca, când l-a omorât. Era lângă Luca, dar nu m-a văzut nimeni când l-am luat.
L-am băgat în sân, tată. L-am băgat în sân. L-ai băgat în sân? Da. L-ai băgat în sân, în loc să-l arăți la lume și să strici tare un cicașul. L-ai băgat în sân. Dar ce-i doare pe procuror? Nu te mai înțeleg, ești nebună, mă! Ce-i doare pe procuror, tată, că l-a omorât vulpașii pe Luca? Numai pe mine mă doare și numai eu plâng. Ești nebună, Anastasio, nu te mai înțeleg. E, lasă, tată, lasă. Mușcă scândura coșciugului și plângi cum am plâns eu. Să vezi ce limpede o să fii la cap și cum o să înțelegi. Bine asta, dar nu înțeleg nici asta, fată. Ce-i suferința pe lume, Ioane, tată? Că ești ciot noturos și te face nuia de-a lui. Ești tot gon putre și te face fir de mătase. Bine, asta e altceva, dar ce-i de când? Vulpașii? Nimic. Admite, nebunesc. Mă dau cu capul de pereți ori murlu. Așteptarea a stat o săptămână și el nu mai vine, tată, nu vine. Fata mea cu minte și harnică de ieri. Că nu știam ce-i rufă mântarea pe mine și nu ducea în lipsă de nimic. Și acum, parcă mi l-a luat Dumnezeu cu mâna. Har de om, har de cămașă pe mine, Anastasio. Și cu asta pustie care n-a mai mâncat fiertură de o săptămână. Unde să mă duc, Anastasio? La ce școală să mă închin? La vulpașin să te duci. Lui să te rogi. Cază-i în genunchi și roagă-l să vie. Să nu mă silească. Fă-ți pomană și du-te, bunule. Matale nu vezi. Matale nu înțelegi că eu numai pentru el trăiesc. O zi numai. O zi numai și după aceea o să se deschidă porțile raiului și pentru tine. Și nu o să mai umbli. Mă, Anastasio, tată. Prost bătrân am fost întotdeauna, mă. Dar e vorba că ori de câte ori nu m-ai ascultat, ai dat cu ăștia în gard. Măcar acum ascultă-mă, fato. Ai dovada că vulpașine o cigașul foarte bine. Dă-l pe mâna procurorului sau lasă-l dracu cu procurorului cu tot. Am înțeles. Te doare de Luca. Și pe mine mă seacă la inimă când mi-aduc aminte. Dar e vorba, l-am plâns o zi, două, o săptămână, să ne întoarcem și noi la treburile noastre, la rosturile casei, mă, fato. Nu mai am rost, nu mai am casă, nu mai am nimic, tată. Vezi la tine în ce hal ai ajuns? Numai pe vulpașin îl văd. Auzi cum îmi plânge inima, Anastasio. Numai inima lui vulpașin, așa auzi eu. Dacă e pe așa, Anastasio, dă-mi dracule și mie una în cap și... Să nu te mai văd, să nu te mai aud. Bunule, știi ce zi azi, mă? Vineri, mă. Vineri. O săptămână de când zace Luca cu țărâna în gură. O săptămână. Și eu credeam că nu o să pot rezista un ceas. Dar ce fierul dracului inima omenească, măi, tată, măi? Că sunt ca o moartă pe care nu o primește pământul până când nu-și face popa moliftă la căpătâi. Pentru mine, molifta, numai vulpașin. Și pe urmă, ai să vezi, tată, o să mă primească pământul și pe mine. Săruna, m-a trimis mea vulpașin. Cine spui că te-a trimis? Vulpașin. Asta n-am mai pomenit-o. Mi-a auzit? Îi dau eu, mânicu, cu barul cap și pe urmă îi trimiți plocoane. A zis nenea vulpașin țuică pentru matale și mere pentru țața Anastasia. Nu, nu, nu. Să-i spui lui nenea vulpașin că Ion Sorcova nu bea din țuica iudii. Așa să-i spui, nu, 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 n
ordine de masă. Și spune-i domnului Vulpașin că așteptăm să mâncăm împreună merele trimise. Sărmâna! Stai, Nicule, stai! Nu că-i primești din asta, stai! Stai! Spune așa că eu o sorcă vă era beat și nu știa ce părlăvrăgea. Dar Anastasie era nimic de dracu. Cum te cheamă, Nicule? Luca! Luca! Luca? Da? Ai auzit? Ia vină, mă, băiatule. Așa era și Luca cu 15 ani, că mi-a dus tot de mână de pe mama mai dam. Oh, și te cheamă Luca. Și da. Ce faci tu, Micule? Stau pe la casa oamenilor, că le sparg lemne, le spăl vase, carapă. Da. Și cum te mai cheamă, Micule? Luca Lacrimi. Și de ce Lacrimi? Așa m-am botezat haimanale pe Maidan, că plâng ușor. De ce plângi tu ușor? Nu știu, că mă bate vulpe. Dar am norocuțața Leana, că îl alungă cu pietre când mai vrea să mă bată. Leana, nu? Da. Și te bate vulpe? Ce o așteaptă pe Leana săraca. Sărmâna! Bine, mulțumim. La revedere. Parcă era cu nicio din urmă. A, uite-o. De ce te uiți așa ca mine? Trebuie să mă fac frumoasă, că vine Vulpașin. Of, ce-am îmbătrânit și m-am zbârcit la față. De ce fluier, tată? De ce fluier? Abia o săptămână, Anastasiu. Abia o săptămână și... Și ce vrei să spui cu asta? Urmă, întors pe mine Dumnezeu cu capul în jos și văd lumea...